dimineața și bine ați venit la un nou vlog. Suntem la Leni și mergem la Sito să agățăm o remorcă și după aia mergem spre Bergamo, ori al seriu. Mă așteptăm să iasă colegii aici, ea. Și după aia plecăm. Mai o să vă arăt camionul nou care mi-a dat. Mi-a schimbat camionul, șasei nouă, ăsta are 1438 de kilometri. O să vă arăt azi, o să filmez și vă arăt cum e. Deci mergem de la Leni la Sito. O zi bună și numai bine. Aproape am ajuns la Sito aici, astăzi ieșim. Că n-am mai filmat când am plecat de la Leni. Am zis, măi, prea întuneric și nu știu cum se vede pe cameră. Da, ceasul e 5:25 acum. Unde merge? Eu trebuie să văd fixa 853. Merg din capătul ăsta la însuși să vedem. Oare ăsta face de noapte și o adus acum?
mașinat, că am zis, poate te sperie. Ia să vedem pe margine, asta pe aici, dacă mă duc în zonă. Eu am zis că am apă, dar nu am apă. Sunt niște panouri, stai că se închide remorca aici și nu se mai vede nimic. Sunt niște panouri, niște, nu știu ce să stie. Vom vedea acolo când ajunge. 3, 6, 9, 12. Cam 15, 18 sau nu știu, vom vedea. O lasă și cred că trebuie să deschid acoperișul. Vom vedea când ajungem acolo. Am agățat remorca și acum mergem spre ieșire. Vă spuneam că am apă, dar nu am apă. Aici, numai că este un pic de trafic, un pic mai mult, da, acum
așteptăm să... În trafic aici așteptăm să se miște o leacă. Parchez aici.
casă, intrăm și acum dăm în, cred că dăm cu spatele în hal aici. Foarte aproape, trecut în partea treia. Mi s-a părut că e mai larg. Avem sticlă de descărcat aici, sunt 3, 6, 9, 12, așa aia. Am deschis și acum trebuie să le desfacă. Au descărcat 3, de-abia și mai sunt. 3, 6, 9 mai sunt. Cam așa. Așteptăm să descarce. Terminat aici la Oriol Stereo și trebuie să mergem la Vignace, la Milano, să încărcăm acolo ea. Numai că mă opresc la primul peco și fac pauză. Vreau să pun navigatorul când ies, vedem cât facem până acolo. Deci ieșim de aici și pun navigatorul. Mă opresc aici în parcare afară, să vedem cât facem. Ceasul 12:30. Mergem. Și ne oprim la primul pic. Dar nu m-am uitat la ce oră trebuie să fiu acolo. Trebuie să fac și pauză, nu?
Ia ca mă. Ce îngust e aici, ia. Bergamo Seriate. Le Bergamo in pace. Non s-au frecate con bordura. Mergeau prea repede si strângeau deodată. Dar nu e interzis încolo, trebuie să ne întoarcem.
Mă duc să întreb. Intru și mă duc și întreb pe acolo, că n-am unde să parchez aici. Mă bag aici. Aici așa și vede. Deci de la două. Deschid și aici. Ia, mă duc și întreb acolo la recepție. După ce am stat aici vreo un sfert de oră, după ce am stat, mi-au zis să mă duc, să mă întorc, să mă cântărească și după aia intră din nou, pentru că nu știu cine nu răspunde, să vadă unde și cum ce trebuie să încar, unde anume. Când ne întoarcem aici, și mergem să ne cântărească.
hârtie, mi-a zis că trebuie să încarc 33.000 paleți. I-am zis că eu ce am acolo, ăla cam ocupa aproape un metru. Și nu știu dacă încap 33. O să parchez aici în dreapta. Și după aia când îmi dau o chestie intru, după aia intru. Mă cântări. Mă parchez aici așa se poate să mai intre sau să iese care trebuie să ia. Așa poate să iasă cine vrea. Ba, mai stat 10 minute aici ea și mi-a zis să intrăm acum. Deci a zis la rotundă la dreapta, când ajungem în capăt la stânga și iar în capăt la stânga. Eu zis că după aia pe dreapta o să văd acolo niște hârtie ce trebuie să încarc. De paleți, nu ne încap. Că mai am fiarele alea în spate. Dacă reușesc să le filmez, o să vă arăt. Am banii de dosurile astea făcute, așa dosurile astea. Crescutele de tot. Cam în spate la clădirea asta. Oare cartoane de astea trebuie să încarc eu, ce pe aici? A? Vedem dacă aici e ea sau mai în față, în cap, să zic, practicamente în cap. Vedem, cred că aici trebuie să deschidem o laterală. Cartoanele are acolo ea.
nu știu dacă mă pun pe stânga sau nu. Nici nu văd pe nimeni. Asta n-are treabă că se repară privitoarele astea. Nu știu dacă cartoanele astea de aici trebuie să le încarc sau nu. Nu știu dacă mă bag în parcarea acolo, în față, la cartoanele astea sau nu. Ori gunoaie de alea trebuie să încarc, ori de astea se. Nici nu știu ce și unde trebuie să mă opresc. Mă opresc aici și mă duc să întreb pe careva. Dacă unde mă opresc, ce fac. Mă duc să întreb pe ăla din. L-am întrebat pe asta de aici, care a ajuns cu stivuitorul ăla și a zis că să mă duc mai în față, să mă opresc acolo unde-i parcarea cu galben. Și să aștept acolo, că el nu știe. Fiecare au treburile lor. Mă pun aici și aștept să văd cine vine, careva, nu vine. Trebuie să deschid în amândouă părți sau nu. Așteptăm aici, să vedem. Au anulat încărcarea și acum mergem spre Ceriano Lagneto, să încărcăm acolo. Am ieșit la ieșirea spre Mont aici. Deci nu știu dacă cât o filmat când am plecat de la Vignate. Că se întrebrupsese, nu înțeleg de ce și cum. Și mergem spre Ceriano Lagneto. Să încărcăm acolo ea. Nu înțeleg de ce s-o întrerup. Avem de încărcat acolo. Eu am vreo 3 descărcări, cam așa. De aici n-am mai fost. Nici la firma asta, nici la firma cealaltă care am fost. La Vignate, acolo. Acolo la Vignate au anulat încărcarea. Ori nu aveau materialele toate și de asta. Fabrica asta, Berninov aici,
vedem pe unde e intrarea. Aici e magazin, adică. Deci pe aici trebuie să fie. Da, reconfigurează, trebuie să oprim. Vedem până la ce oră lucrează ăștia aici. Ia intrăm și vedem. Ne punem pe cântaroare. Registrat și prima dată mi-a zis că merg la 6 și acum mi-a zis să merg la 9. Trebuie să caut 9. Deci 1, 2, 3 aici. După aia încolo am văzut unde e 6, m-am uitat că aveau la intrare să arăta acolo o foaie și arăta unde sunt numerele. Avem de umblat o leacă pe aici, prin depozitul ăsta. Pe la ieșire, tot așa ieșim pe aici, că trebuie să ne punem pe cântar. Deci, 3 era acolo, parcă 4 e pe aici, ia. Va in fondo? Va in fondo, giri a destra per forza, al okay. Portone numero 9. Ok, grazie. Che era 6. Mergem la 9. Ne ducem după strada. Urmărim strada. Ori sunt pe aici, ce mai fac? Ce s-a apă acolo de aduce tot pământul aici? Deci moluzul este aici, ea. Cine știe ce dărâmă, ce face? Cred că ăla mă așteaptă pe mine cu sivuitorul ăla. Da. Deci la 9. Ai acolo unde el e. Trebuie să văd dacă intru, nu intru sau nu.
se pare, da, mi-a făcut semn prin un hal. Ok. Da, mi-a zis că trebuie să intru. Până unde trebuie să merg? Cât mai la dreapta. Oare până ori de astea s-o ieșia și aici? Cred că trebuie să le leg, da. Buongiorno. Ho terminato di mancarci. E ora andiamo a luoma axele. E se ne cantarească, încă nu am legat. Am niște lastre de astea, oricum se văd aici, am, bine că am și niște de astea rotunde cum în stânga și de astea cum în dreapta aici. Și dacă am mai multă greutate, trebuie să mă descarce. O zic să nu le, după ce mă cântărești și dacă sunt ok, mă apuc să-l leg. Dar mi se pare că afară o să leg după aia, pentru că ei mi se pare la 5 închid aici, aceasta e 5 fără 20. O am vedea că suntem pe acolo, numai că nu am destule de astea să leg, cum se cheamă. Curele de alea. Vom vedea cum le legăm, care le legăm. Cred că o să leg numai lastrele alea crescute una peste alta. Grazie, ciao! Bun, mergem să ne cântărească, să vedem dacă suntem ok cu greutatea. Aveam și bucățile alea de fiare, o să vă arăt. Aveam 5 pitone 400. Să vedem acum aia cât avem total. Ok, mă duc să las foile și să cântărească. Mi-au cântărit. Avem 37 de tone 100. Deci avem destul, nu suntem peste, e bine, trebuie să mă opresc acum aici în stânga, să mă apuc să le leg.
speciale. Haideți să vă arăt ce fiare am spus că am aici. Deci astea sunt fiarele alea care aveam unde erau sticla. Și am încărcat așa bobine de astia. Deci astia, să zici, nu leg. Aici leg. Deci face una. Ai astea două, trei, patru, cinci, șase. Am șase numai. Asta leg două aici, două sau trei aici și mai leg alea acolo, ia. Deci faci 2, 3, 4, 5 și cu ăla ca și cum degeaba leg, că la ăla îi trebuie două, ar fi, nu știu, oi vedea. Nici astea nu le leg, nu. Astea, vedeți, asta spuneam că sună peste alta, 3, 6 și aici sunt două. Deci asta e totul. Legăm, trimit toza și după aia vedem ce zice. Am terminat la Ceriano și mergem spre Ronco Adige. Să vedem. Dar cum mâine dimineață, nu astăzi. Dacă reușesc să ies din piese parcat și asta aici ia pe dreapta. Pe dreapta, o să aici am sa. Oare să nu putea să merg alea cum ai face? Fac niște manovre pe aici, că este aici aparcat și nu am cum. Este parcat, nu știu că pot să dau prea mult în spate.
până acolo, zice 3 ori, dar eu merg până pe autostradă, cât de ce altfel, 5-20. Și mă opresc la... la primul autogrill, mă opresc și gata. Și plec mâine mai devreme. Bine, plec, ce știu eu, la vreo 6, cam așa.
mare la autostradă, îmi dă 3 km. Nu
tuturor pentru vizionare, pentru susținere, pentru tuturor pentru care v-ați înscris și care vă scrieți. Dacă aveți ceva de comentat, de spus ceva, puteți să spuneți. Seară bună!